Da. Ăsta e canalul Nicu Bendea pe YouTube, Nicu Bendea pe Facebook. Mulțumesc frumos. Nu uitați să dați share, nu uitați să dați like, mai scrieți și câte un coment și în măsura timpului liber vă voi răspunde. Că ne-am creat aici o comunitate frumoasă. Am creat o com... Smurdar în palmă. Stigmatele cireșelor. Știți cum fac? Iau aici 10 cireșe, le mănânc și pun aici sâmburii. După aia mă duc, le arunc, mă spăl pe mâini și rămân pete. Nu știu ce Dumnezeu, stigmatele cireșelor. Să ține minte că am mâncat cireșe. Ba, am văzut ieri unul, adică am văzut pe mai mulți, care avea la oglinda din mașină la aia 10 cruci și o mască de aia pe figură. Vă dați seama că s-a schimbat și aici paradigma, domnule, că aveam odorizante, aveam CD-uri, aveam nu știu ce. Acum, lângă cruci, că trebuie să te protejezi, este și câte o mască, aproape în fiecare mașină. Și m-am gândit așa, domnule, dacă ai mâncat bine cârnați, dacă ai mai tras un usturoi și o pălincă, porți 3 ore masca, după aia o iei și o pui acolo, ai odorizant pentru 3 săptămâni. Dar nici nu-ți mai intră nimeni în mașină că e prea parfumată, prea tare. În fine, revenim. Am creat o mică comunitate aici. Vorbeam ieri de perlele de la bacalaureat. Și domnul profesor de matematică din Suceava, domnul Radu Sava, ne aduce în fața ochilor două perle găsite de el la matematică, în timp ce corecta lucrările. Zice un elev așa: două drepte sunt concurente atunci când concurează între ele, atunci când se întrec între ele. Foarte bună și asta. Și mai zice un elev, zice așa, zice, o mulțime cu un singur element poate fi denumită puțime. Nu vă gândiți la prostii, puține de la puținătate. L-ați văzut ieri pe domnul Dragnea, a dat primul interviu din închisoare după un an jumătate, un an și 2 luni de bulău. Neschimbat. Atâta că nu mai are mustață. Neschimbat, arată bine. Îi priește, îi priește. Era cu căștile pe cap acolo într-o cușculie, parcă se pregătea să prezinte un meci, să transmită un meci în stilul lui Ilie Drobe. Meciul dintre PNL și PSD-ul. De PSD-ul va ieși câștigător. Era la curent cu tot. A spus că îi aduce ziare, îi aduce hârtie, îi aduce Irina. Ce înseamnă să ai o fată, o iubită care să vină și pe lângă chiftele să-ți aducă și informații. A zis că stă acolo, în atelierul mecanic, lucrează, mai sudează, mai repară câte ceva stricat. Păi la cât a stricat el în țară, cam are de reparat încă vreo 10 ani de acum, dar sperăm că să o facă asta și în libertate. Și după aia dă-i, cu oculta, cu forțele oculte, cu statul paralel. Măi, pe unii nici închisoarea nu-i aduce la realitate. Dar nu există, cum zice românul, pădure și fără uscături. Sau mai nou, zicala asta s-a transformat. Nu mai există pădure în România, a zis și președintele. A zis-o și Klaus Iohannis. Trebuie să ne apucăm de reîmpădurit. Șmecher bătrânul Sas. Nu știu, că tot îmi apare pe Facebook reclamă la ceva mezeluri bătrânul Sas. Oare are legătură cu... Habar n-am. Șmecher Sasu, domnule. Nu zice să oprim tăierea de lemn. Nu zice să oprim exportul de mase lemnoase, nu? Zice să reîmpădurim. De ce? Să aibă tot timpul prietenii lui austrieci de unde tăia din România și duce în Austria. Păi poate o să vină românii care au plantat sparanghel, o să vină în România și direct le dă Iohannis temă să pună brăduți. Dar de ce nu se exportă în Austria și limbajul de lemn al mai marilor zilei? De ce nu se exportă și rumegușul din capul politicienilor? Că s-ar încălzi austriecii vreo 20 de ani. La cât rumeguș au conducătorii noștri în cap? Nu, 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 nu. Trebuie să ne taie din păduri. Și de unde? Din rezervația Cheile Suhodolului. E o rezervație naturală. Ce au făcut acolo? Au tăiat, au spart cu picamerele stânci de calcar, stânci spectaculoase, ca să se lărgească drumul, să încapă sutele de camioane cu masă lemnoasă. Bă, nu va fi rușine. Distruge și ce a mai rămas din natură. Nu va fi rușine să faceți așa ceva. Tot duc din țară, tot ce lemn, tot ce pădure. Când o să plece din România ultimul lemn, ultimul copac tăiat, o să ne aducem aminte că nu avem ce respira și probabil că o să importăm din Austria, nu e așa, la prețuri mari, niște aer de munte ca să putem respira. Pe prostia noastră. Alta, PSD-ul tot insistă acum, a doua oară bagă în Parlament o lege cu înființarea de centrale, hidrocentrale, microhidrocentrale în arii protejate. Nu sunt semne, nu ne dă natura semne, nu iau la vale casele noastre, nu iau la vale dealuri întregi, că nu mai avem păduri. Și noi insistăm în continuare să tăiem, să ne tăiem noi craca de sub picioare. Cum putem fi așa de iresponsabili? Cum putem să fim politicieni? Da, ei conduc. Acum s-a făcut un studiu recent
80% dintre români, și asta m-a bucurat, 80% dintre români spun că politicienilor nu le pasă de ei. 80% dintre români. Baiu care-i? Că restul de 20% sunt chiar politicienii români. Un alt simptom al zilelor noastre. 44% dintre români ar da mită ca să-și rezolve problemele. Deci 44% dintre români ar da șpagă cu ochii închiși ca să-și rezolve problemele. Altui baiu și aici, că restul de 56% dintre români și primesc această mită. Trebuie să ne aducem aminte de Adrian Năstase, de Bombo, care recent a împlinit vârsta frumoasă de 70 de ani. Acum, asta nu e o scuză pentru ce postează el acolo pe site-ul lui, pe blogul lui, pe, mă rog. 70 de ani are Adrian Năstase. Ei, la vârsta asta, să fie bucuros dacă își mai găsește, ole, dar aminte să mai găsească pe cineva să-i le numere. Supăra foc Adrian Năstase. A zis că a primit de la fostul său omolog, Victor Orban din Ungaria, a primit o scrisoare de felicitare cu ocazia aniversării și o selecție de vinuri. Iar de la Klaus Iohannis și de la Ludovic Orban n-a primit nimic. Păi cum să primească? Pe Klaus Iohannis l-a dat un pic în judecată că i-a retras decorația și pe Ludovic Orban, acum dacă Ludovic Orban află că are ceva vinuri bune primite din Ungaria, poate vine la el și cântă ceva la chitară. Îi cântă niște hituri la chitară, pentru că nu e așa, și Adrian Năstase, sărămâna Tantiani, este băiat de viață bună, sărămâna. Cum ar fi să meargă Ludovic Orban acasă la Adrian Năstase, să ia chitara? Este o înregistrare, facem o înregistrare Tantiani. Șmecherie, sărămâna. Să-i cânte la chitară. Ea este Dana, nevasta mea, și toate ouăle mi le numără ea. Ea este Dana. Ar merge Ludovic Orban la Adrian Năstase să-i cânte puțin la chitară sau la mandolină. Nu vă mai rețin că e vineri, vine weekendul, nu uitați, like, subscribe pe YouTube și mai ales ce să faceți aici pe YouTube? Mâine, dacă e vreme urâtă și aspirați prin casă sau faceți curățenie sau cine știe ce faceți, că nu mă interesează, puneți play all la toate videourile, da? Play all la toate videourile. Ce play? O nas m-am făcut eu. Puneți videourile așa să meargă, să curgă și voi le ascultați în surdină și mai râdeți, fără să vedeți moaca. V-am mai zis. Astăzi este ziua drapelului țării, nu? O să vedem la televizor politicienii cum depun gerbe, cum depun coroane, cum stau cu mâna la inimă, afectați, patrioți, și dacă îi pui să recite două strofe din imnul țării, nu știu, patrioți, toți cu mâna, dar nu știu, mâna la inimă. Țin mâna la pormoneu, li frică să nu se ciordească între ei. O să curgă patriotismul azi în România, ziua drapelului. Câte culori cunoști tu, mă, pe lume? 3. Și dragă politicianule, care sunt alea? Portocaliu și negru. Pune un steagul negru în bernă. Nu pune niciun steag în bernă, să ne bucurăm că vine weekendul. Serios. Circulație și afluență astăzi, da? Și vă mai supun atenție încă un fapt, în special pentru cei care sunt în capitală, stau în capitală sau în zonele limitrofe. În sfârșit ajung și eu cu 3 colegi și prieteni cu un spectacol de stand-up comedy acolo în București, în capitala țării, mai precis joi. Joi 2 iulie de la 9 seara, undeva pe Splaiul Unirii, 225, o să mă rătăcesc sigur, Hop Garden, îi zice Hop Garden acolo, sub egida Clubului de Comedie The Full din București. Așadar vă aștept, dragi bucureșteni și oameni din zonele limitrofe. Mergem în capitală să ne râdem acolo, să ne întâlnim și să ne simțim bine. Dar până una alta, până joi, o să ne mai vedem și aici pe YouTube. Nicu Bendea a fost pentru voi în această superbă zi de vineri și să luăm atitudine. Că dacă nu luăm noi atitudine, ăștia ne calcă în picioare. Vor veni alegerile, ștampila este la noi. Că unde-s mulți, puterea crește. Prostia, dacă sporește, cumva o ignorăm, dar noi ignorăm de tot, luăm măsuri împotriva ei. Mulțumesc de like-uri, mulțumesc de comentarii, mulțumesc că v-ați înscris pe canalul meu de YouTube și în continuare dați și share-uri la videourile postate pe Facebook. Dați și share-uri să se audă la toată lumea, că e păcat. Că avem niște discuții frumoase aici, avem niște subiecte tari. E păcat să nu audă lumea. Deja și vin avioanele și aterizează.
ca să fie oamenii mai aproape de noi. O zi superbă și un weekend plăcut. Mulțumesc de urmărire și scuze de deranj, că am cam lungit-o. Vă salut!